Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a propus alocarea a 500.000 de lei din fondul de rezervă al instituției pentru a se asigura combustibilul necesar încălzirii orașului Vatra Dornei pe timp de iarnă. Liderul grupului de consilieri ai PSD, Cătălin Nechifor, a solicitat suplimentarea sumei pentru orașul stațiune de la 500.000 de lei la 600.000 de lei și alocarea unei sume identice pentru subvențiile acordate de Primăria Rădăuți. Discuțiile au fost purtate în ședința Consiliului Județean. Și tot în această ordine de idei, pentru a da echilibru și a trata aceeași chestiune cu același rezultat, cu același, procedeu, vreau să vă rog, pentru că înțeleg că s-a transmis și din partea municipiului Rădăuți, cum și Vatra Dornei a transmis o adresă prin care cere bani, de să putem aloca și amendamentul formulez din partea grupului de consilieri PSD, pentru municipiul Rădăuți suma de 600.000 lei din fondul de rezervă bugetară, iar pentru Vatra Dornei, întrucât și în expunerea dumneavoastră precizează că este parțial acoperită suma, să creștem la 600.000 lei. Deci amendamentul este alocarea sumei de 600.000 de lei pentru Vatra Dornei, respectiv 600.000 de lei pentru municipiul Rădăuți, pentru că și la Vatra Dornei e nevoie de a asigura condiții pentru iarnă, dar și la Rădăuți, pentru că vreau să vă atenționez asupra faptului că Primăria Rădăuți nu are sumele totale, complete pentru a plăti subvenția către populație. Mulțumesc foarte mult! În replică, Gheorghe Flutur a declarat că fondurile Consiliului Județean Suceava sunt limitate și că Primăria Rădăuți nici măcar nu a cerut banii pentru plata subvențiilor la încălzire. Noi avem 50 de miliarde de gaură la Direcția de Protecție a Copilului, trebuie să ne gândim și acolo. Vă spuneam de căminul de la Solca și alte probleme. Sunt niște școli, cum e cea de la Dolhasca, care nu are încălzire și trebuie să vedem ce facem de urgență și acolo. Adică putem să fim mamă bună pentru mulți, dar vreau să respectăm și ce avem în cămară, dacă avem sau dacă nu avem. Și sigur că ați vorbit aici și ați propus, domnule consilier Nechifor, și pentru Rădăuți. În primul rând, n-au cerut cei de la Rădăuți, în al doilea rând. Trebuie să vedem la acum cât ne întinde, că nu avem astăzi posibilitate. Cătălin Nechifor a solicitat în mai multe rânduri în timpul ședinței să se verifice faxurile instituției pe motiv că Primăria Rădăuți a cerut banii pentru subvenții. În cele din urmă, un angajat al Consiliului Județean a confirmat că solicitarea a venit pe fax, dar la ora 11:16, adică după ce a început ședința Consiliului. Deci, astăzi vorbim punctual de Vatra Dornei și vă rog să fiți de acord să supunem la vot amendamentul pentru Vatra Dornei, propus de Cătălin Nechifor. Domnul președinte, nu am propus un așa amendament. Vă rog să lasă stenograma. Am propus un singur amendament cu cele două localități. Da, numai că dumneavoastră aveți două localități și atunci vom avea două articole. Unul pentru Vatra Dornei și unul pentru... Deci este un singur amendament pe care vreau să-l supuneți la vot într-o singură formă, într-o singură dată, nu de două ori. Cele două propuneri ale consilierului județean Cătălin Nechifor au fost respinse. Prin votul noastră împotrivă o să interziceți celor din Rădăuți să plătească mai puțin pentru căldura produsă și consumată. Cu precizarea, stimați colegi, că vom urmări cu atenție și Vatra Dornei și Rădăuțul și celelalte localități, personal și sunt convins că toți de la masa aceasta avem toată deschiderea pentru rezolvarea problemelor localităților județului Suceava. Așadar, orașul Vatra Dornei va primi 500.000 de lei de la Consiliul Județean ca să asigure încălzirea pe timp de iarnă.